clopotele în cornești, la sfânta biserică să grăbești. Cum poți să stai în casă, cum poți tu? Când toți îngerii cântă și tu nu, și rugăciunea se înalță în zbor dincolo de văzduh, dincolo de nor. Altarul de heruvim și printre oameni pășesc serafim. Cum poți să stai acasă în Pernemor, când Iisus se împărăte pentru noi? Cum poți să stai în patul tău, mă mir? Când Iisus vars o lacrimă de mir, cum poți să stai acasă în sărbători, când te așteaptă icoane cu flori, din de ele sfinții viețuiesc și mângâie pe cei ce le privesc. La adormirea Maicii la corne, să vii creștine și să mulțumești. Să vii creștine să spui rugăciuni, să vezi icoane care fac minuni, să te închini cât încă avem sfinți și mai avem în viață sfinți părinți, căci câtă vreme sfinții încă sunt, mai ține Domnul lumea pe pământ. Vin cei ce cred și cei care nu cred, să vadă icoana din fatoped, să vadă urma la
de cuțit. Pe obrazul Maicii Domnului rănit, să simtă credincioșii din corne gustul minunilor dumnezeiești, să se întărească în credința lor, să afle în biserică ajutor. Toți în casa Domnului, cu hramul adormirii Maicii Lui. Veniți și izbăvire să primiți, în casa Domnului vă așteaptă sfinți. Vă așteaptă Botezătorul Ioan și Sfântul Mucenic Pantelimon. Veniți cu Hristos, vă împărătășiți și niciodată nu o să muriți. Cât încă în biserici oamenii sunt, cât încă luminează un cuvânt, te rog, Doamne frumos, îndură-te. Și focul pe pământ nu-l trimite, te rog, Doamne, lumea nu o pierde, cât încă se mai cântă pricesnem, cât încă or mai fi preoți cu har, să intre vreme